O expoziție de aranjamente ikebana a fost realizată de studenții și cadrele didactice de la specializarea horticultură, biologie, ecologie și monitorizarea și protecția mediului din cadrul Centrului Universitar Pitești, Politehnica București. Atelierul de creație ikebana și artă tradițională românească a fost găzduit la Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești în weekendul de flori. Studenții specializărilor horticultură, biologie, ecologie, monitorizarea și protecția mediului, împreună cu pasionații ai florilor, vor realiza aranjamente florale ikebana în vase tradiționale românești. Acestea vor fi organizate în cadrul unei expoziții ce va putea fi vizitată la Muzeul Golești în perioada 28-30 aprilie anul curent. Trăim momentul aici și acum și încercăm cu simplitate să creăm această frumusețe trecătoare. Conceptul de wabi-sabi este prezent. Lumea plantelor ne conduce în această lume a frumuseții trecătoare pe care o simțim de-a lungul anotimpurilor firește și de-a lungul întregului lor proces de dezvoltare, de la germinare până la ofilire și apoi planta moare, ca să renască din nou. Pasionații artei florare și iubitorii tradițiilor românești au creat aranjamente unice care au îmbinat frumusețea și simplitatea stilului ikebana cu elemente ale culturii și naturii românești. Împreună, cele două tradiții au oferit publicului o experiență de neuitat în care s-au regăsit frumusețea și armonia în natură și cultură. Vizitatorii s-au bucurat de incursiune în lumea ikebana și au descoperit elemente fascinante ale tradițiilor în arta florală. Expoziția de aranjamente ikebana a fost realizată în colaborare cu Asociația Ikebana International Bucharest.